Voi ați observat că atunci când ai o stare aiurea, dar ai o singură gândire despre Dumnezeu, una singură spre veșnicie, spre Creator, totul pleacă. Am avut astăzi niște stări foarte mari de anxietate și am rămas foarte mult timp în gândurile mele. Apoi a apărut cineva care m-a trezit la realitate, care a vorbit despre Dumnezeu. Cu toate că eram atât de adânc în acele gânduri, atât de, nu știu cum să explic exact, acea persoană a reușit cu gândul lui spre Creator să mă trezesc la realitate, să mă facă să-mi revin și pentru că inima mea a fost deschisă la ceea ce a spus, pentru că trebuie să avem inima deschisă, nu doar să auzim, pur și simplu am ieșit din această stare, mi-am revenit și am înțeles cum să lupt cu acele duhuri. Cât de important este o singură gândire a noastră pozitivă spre Dumnezeu să schimbe totul. Să ia acel întuneric și să ducă din nou lumină în mintea ta. Acum înțeleg mult mai mult acel lucru, că pocăința înseamnă schimbarea minții. Când Dumnezeu nu există în mintea noastră, în inima noastră, în viața noastră, mintea noastră este întunecată, dar rău. Dar când Dumnezeu apare, începe schimbarea minții. Începe lumina să vină acolo și să gândim logic, să gândim normal și să ne trezim la realitate și să ne dăm seama de lucrurile greșite pe care noi le facem. Și dacă avem inima deschisă și dorința de a ne schimba, ne schimbăm atât de ușor.